Continui incursiunea pe teritoriul presei locale, prezentându-vă alte scene de poveste de la TV Bistrița. Azi insist pe domnul Doru Ghineț, prezentatorul emisiunii care se numește, cum altfel decât, emisiunea lui Ghineț. E un om modest care recunoaște că nu s-a născut jurnalist, dar care învață mereu și se autodepășește. Se autodepășește legal pe stânga. Știi că eu am fost milițian, mai puțin mă pricep eu la ziare. Excelente la domnul Ghineț sunt introducerile emisiunilor. Bine v-am regresit la o nouă emisiune a lui Ghineț. Mi-era dor de dumneavoastră că ultimele două emisiuni nu le-am făcut. Astăzi, a trecut săptămâna, am fost plecat la Târgu Mureș la un control. Sunt bolnav, s-ar putea să scăpați de mine cât de curând. Și într-adevăr genială la el e selecția invitaților. Până la 33 de ani voi fi o femeie la nivel național, o femeie de temut, o femeie în politică. Dar singurul lucru care m-a stopat a fost școala. Așa, că dacă aveam școală și aveam liceu terminat și o facultate, probabil că eram în loc. Invitați pe care îi domină intelectual, cu care se joacă, trecându-i dintr-un subiect în altul, fără ca ei să simtă. Stimați telespectatori, numai două secunde, Ancuța. Și după aia o să discutăm. Pentru multă lume și la București, poate chiar și în Bistrița, s-am auzit, pentru multă lume este o dilemă. Sânii tăi provoacă o dilemă. Mulți zic, și o să discutăm despre ei, că practic cel mai mult te-ai afirmat sau nu te-ai afirmat, dar ai ieșit în relief și toată lumea, toate televiziunile a făcut caz de acești sâni ai tăi. Stimați telespectatori, eu vă pun un concurs. Cine credeți că sunt naturali? Dați un telefon, vă exprimați părerea. Cine credeți că sunt siliconați? Așișderea. Până aici imaginile te pot confuza puțin, nemai existând un reper pentru decență. Da, na, s-au mai văzut abordări din astea la OTV. Ei bine, oamenii sunt mai dintr-o bucată la Bistrița decât la București și nu umblă cu ocolișuri. Și chiar vreau să ții măsori, deși sunt bătrân și o să mă râd de lumea, nevastă mi-a auzit să nu fac așa ceva, dar eu o să fac așa cum v-am promis, am să măsor sânii lui Ancuța. Nu, uite, de roată, circumferință. Ba, roată? Nu mă pricep, că nu mărturisesc că nu mult sâni am măsurat în viața și asta. Și nu în direct. Și nu în direct, da, ajută-mă tu, Ancuța. Continuarea nu mai are nevoie de comentarii, are nevoie doar de muzica potrivită pentru a fi un intro reușit de film pentru adulți din ăla de modă veche. Stai prost cu dragostea, n-ai un drăguț, nu faci sex cu nimeni, așa spuneai în pauză, eu știi că dau din casă. Bun, dar să zicem că o să te îndrăgostești de un băiat, că e normal, tu ești o fată frumoasă și ăla o să-ți mângâie sânii, o să facă ce fac toți bărbații. Dacă nu am iubit, nici nu mă interesează asta. Mă interesează că să am cred că iubești femeile? Nu iubesc femeile, vă iubesc pe dumneavoastră. Da, să rămână. Cea mai mare bogăția mea ce e pretenția. Ce târziu vine asta? Cea mai mare bogăția mea este pretenția mea cu dumneavoastră. Să rămână. Sunt încântat, dar vine din păcate prea târziu, când îți bolnav, când... Asta ce înseamnă? O scupă. Poți să pun mâna un pic? Da, nu sunt siliconați, stimați telespectatori, pun numai puțin că și așa femeia, nu pentru că e geloasă, dar o să zic că să-mi fie rușine. Scrieți-mi la televizuina@gmail.com ce emisiuni dubioase ați mai văzut la televiziunile locale și nu vă fie ciută dacă nu le găsiți.